Da, am dispărut. Cu părere de rău, nu-mi place să încep ceva, pe urmă să întrerup și deci de mult mă chinui să încep ceva serios în spațiu public al internetului, poate împreună cu tine, poate împreună cu alții, dar bolile și evenimentele nu-mi dau pace. Când știi un medic că îți spune că poți mâine pe mâine să mori, chiar poți mori în orice moment, altul îți spune că tot e bine și frumos, nu-ți fă probleme, deci e cam complicat. Iată, am vizitat înainte de anul nou vreo două, trei instituții medicale din România. După anul nou, vreo două, trei, ultima instituție medicală din România pe care am vizitat-o a fost Spitalul Universitar de Urgență din București și ca rezultat au avut loc niște evenimente pe care deci încă trebuie să le aprecieze cineva. Asta, despre asta o să vorbesc mai târziu, nu sunt rezultate încă, dar e ceva cam complicat pentru mine. Și n-am vrut să apar nici astăzi, am vrut mai târziu, deoarece nu sunt chiar gata și nici, dar iarăși situația. Ieri am aflat despre două evenimente care au avut loc, care referitor se referă la mine și sunt legate de deciziile instanțelor de drept din Republica Moldova, în primul rând CNA, și Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova. Curtea Supremă de Justiție trebuia pe data de 10 martie să anunțe hotărârea motivată despre aceea că decizia motivată, că e o luată decizie sau o închiere, nu știu ce eu e acolo, de acum în principiu aceasta nu prea are importanță, că ei au anulat decizia de condamnare Curții de Apel Chișinău în dosarul meu și au decis expedierea dosarului la rejudecare. Asta au Da, făcut. prima instanță, oricum a scos sentință. Nu, au rămas, nu, așa practica, așa, deci. Sentință de condamnare, deci nu ești încă absolvit de răspundere, doar s-a întors la reexaminare în apel. La un apel, da. Păi așa, practică judecătorii Curții Supreme de Justiție, ca să nu claseze în general dosarele sau să le trimită la rejudecare din prima instanță, deci ei, adică dau posibilitatea să câștige și unii și alții, deci nu știu ce au avut ei de câștigat, dar cred că în cazul ăsta nu au avut aproape nimic de câștigat, datorită faptului, asta, decizia lor se datorește faptului, în mare măsură, că a fost aleasă președinte doamna Sandu, după informațiile mele. Însă, și iată, ieri am aflat că ei au amânat pronunțarea hotărârii motivate. Încă nu e clar din ce motive, deci un motiv că ar fi cineva bolnav acolo, care mi s-a spus de ce n-a vrut să apar mai astăzi, sau deci există și alte variante, există și alte poziții care mi-au fost transmise, cum că judecătorii Curții Supreme de Justiție vor să mai aștepte. Adică data de 23, de 23, Să de orice vadă altă. cine o să le fie numit președintele curții, nu? Că am înțeles că o propun vicepreședintă pe o madamă compromisă. După Taman 2. implicat în dosarul Gemeni, dacă nu greșesc. Da. Dar cine vrea să iei concursul? Chișcă, Doneva sau nu? Da, ei toți au fost implicați acolo. Dar ăsta nu știu dacă cineva poate să-l mai judece. Problema constă în aceea că ei mai așteaptă și ce o să fie cu Parlamentul. O să fie dizolvat sau nu o să fie. Deci, doamna, pe data 23 martie expiră termenul. Deci, că trebuie deci, să emită decretul, doamna Crezi președinte. că sunt dependenți politic atât de tare, chiar și Curtea Supremă? Păi nu, ei așteaptă, deci, și va fi, deci, va veni Plohotniuc, se va întări pozițiile lui, sau, totuși, dacă Parlamentul nu va fi dizolvat în timp apropiat, deci înseamnă că poziția grupării lui Plohotniuc este foarte fermă și dură și ei nu știe ce va fi mai departe. Dacă va fi dizolvat Parlamentul, deci este clar că pozițiile grupării lui Plohotniuc se duc de râpă și vor fi mari schimbări în țară. Deci, dar, mă rog, și inclusiv vor fi mari schimbări, în primul rând, în componența organelor justiției din Republica Moldova. De ce mulți stau și pe cemădanii să așteaptă de ce va fi cu ei? Plus la aceea, unii se mai gândesc că poate mai luăm niște bani și pe urmă fie ce-o fi. Pentru că și a doua informație care am primit-o ieri a fost că o scrisoare de la CNA,
Centrul Național Anticorupție. Mi-a citit-o astăzi o rudă de-a mea, a venit pe adresa mea de la Chișinău, în care băieții de la CNA, care au crășuit tot timpul pe cei de la Gemin, toată gruparea asta criminală al lui Plohotniuc, îmi comunic că plângerile mele adresate procurorului general Republicii Moldova au ajuns la ei și ei consideră că tot ce examinarea plângerilor mele este sistată. Închipui, băieții se gândesc, tot se gândesc, dar ce va fi? Va câștiga nebunul ăsta de ceva sau nu? Dar nu ai invocat un motiv? Sau simplu fapt că nu ești în țară? Ei au invocat, dar așteaptă decizia Curții Supreme de Justiție, care trebuie, este anunțat pentru data de 19 martie, adică peste o săptămână, de ce eu apar mai repede, în dosarul Gemeni, care a ajuns la ei datorită deciziei CEDO din 18 februarie 2020. Adică să se păstreze ce s-a întâmplat după lichidarea, restabilirea lichidării să Gemeni, sau se întoarcă înapoi cum a fost până la restabilirea să Gemeni, adică ca Gemeni lichidată. Sau mai știu eu ce alte idei le vine acolo judecătorul Curții Supreme de Justiție. Și atât băieții, cei de la procuratură, mie mi-a răspuns și procuratura generală că ei tot așteaptă decizia judecătorului Curții Supreme de Justiție în dosarul Gemi. Și în legătură cu aceasta știi... și a treia, deci, eveniment care m-a impus să apară astăzi prin intermediul tău, că totuși posibilitățile tale și lumea te cunoaște mult mai bine decât pe mine. Deci eu fac Facebook, dar de mult tot n-am apărut. A fost ceea ce am auzit eu din gura Procurorului General al Republicii Moldova, Stoianoglu, nu zilele acestea, la un post de televiziune. El a povestit despre activitatea Procuraturii Generale în prezent și eu, în principiu, mi-a plăcut ce a spus el, dar el, printre altele, a spus că Procuratura, iată a apărut și o comunicare mai recentă, că cineva de la Banca Națională a fost arestat, acel care a fost administrator sau la Banca de Economie în timpul când cu miliardul în relațiile. Ceea ce este pozitiv, mi-a plăcut cum ce a relatat Stoianoglu, însă domnul Stoianoglu a spus că ei au arestat niște aviri a grupării lui Plohotniuc, al lui Plohotniuc în pares personal, printre care se află acolo un hotel și nu știu ce acolo încă mai numit el. Și eu m-am gândit, păi, dar ce hotel? Ce hotel astăzi poate să-i aducă lui Plohotniuc venit? Nobel. Prin aceasta și eu m-am gândit, cine venit îi aduce azi un Plohotniuc un hotel în timpul pandemiei? Și eu m-am gândit, da, domnul Stoianoglu, în intermediul posibilităților tale, îl întreb pe domnul Stoianoglu, dar de ce domnul Stoianoglu nu vă implicați? Să vedeți ce venituri îi aduc lui Plohotniuc. Gemini, pizzeria Andy's Pizza, La Plăcinte, magazinul Unic și multe altele, care sunt și astăzi al lui Plohotniuc, fiind cotele respective de acțiuni scrise pe alte persoane, care majoritatea veniturilor ajung până la Plohotniuc. Și eu cred că aceste venituri care ajung la oameni, la Plohotniuc și oamenii lui, din care se finanțează salariile multor demnitari din CNA și Procuratura Anticorupției, din Procuratura Generală, se finanțează la negru, nu se pot de urmărit aceste venituri. Pentru că aceste venituri, de exemplu la Gemi și la Unic, cu pizzeriile mai complicat, că acolo trebuie să banii să mai achit cash de la populație. Da, de la Gemeni și de la Unic, toți banii, conturile respective, se achită prin viramente bancare. De ce s-au schimbat legile? Că atunci când erai mata administrator, nu tot un saș. Nu. La Gemeni și Unic au încăpieri care le dau închirie persoanelor juridice, nu persoanelor fizice. Și nu ziceai mă ta că le dădeai la tot felul de SRL-uri și întreprinderi individuale
cu niște prieturi simbolice și de fapt toți banii se duceau ocolind Acum, casa, contabilitatea și fiscul? Nu, de când am pus eu capăt chestiunii astea, ei nu îndrăznesc, nu îndrăznesc să achite la negru. Dacă urmărești, iată, eu poftim, pot să-ți trimit niște dispoziții de plată, dacă urmărești, și asta e foarte, poate să urmărească mai mulți, toate firmele care lucrează la GEMI transferă banii pe environment și transferă sumele reale a chirii, ca și la unic. De ce? Pentru că ei știu că Procuratura Generală, Centrul Național, Procuratura Anticorupției, Centrul Național așa numit al Corupției, eu îl numesc, au toată informația despre ei, despre ce se face la GEMI, câți bani se încasează, câți bani și la unic, și la pizzerii, în principiu, tot știu. Și în caz de băieții, sunt unii băieți acolo care pot să mai discut cu ei, sunt care nu le place ce fac, ei spun întotdeauna, domnul Rotaru, mi-au spus întotdeauna, noi, dacă este comanda șefului, noi facem după lege. Și toți care au acăpărat gemeni, unic și toți aceia, o stăi la pușcării. Dar noi nu putem lucra fără comanda șefilor. Și iată eu aici, folosindu-mă de ocazia că... iată eu de ce nu pot să apar mai des, iată negătând că deoarece trebuie să-mi cântăresc bine forțele. Iată, în recent, cu ce m-am ocupat, am bolit, am fost la spitale. Inclusiv iată, COVID? Inclusiv COVID, am ieșit din COVID, din carantină, la 30 ianuarie, înainte cu o zi sau două de anul nou, adică la 30 ianuarie 2020. Am scăpat ușor. Cum, încă nu începuse carantină? 30 decembrie 2020? 30 decembrie 2020. Înainte de anul nou, ok, ai zis ianuarie. Am ieșit, s-a început la 15 decembrie. Două săptămâni asta. Da, două săptămâni am stat închis în casă. În casă. Mi s-a propus la spital, unul din cele mai bune spitale din București, Monza. Și mi s-a propus, vrei rămâi, vrei te duci acasă. Am ales acasă, am stat acasă, m-am lecuit în principiu în baza recomandațiilor medicilor, dar acasă. Și iată, totodată, fiind nevoit, având termin, iată, am primit de la CEDO, iată aici, decizia CEDO din dosarul 56386/2010. Dosarul meu penal, în care mi s-au respins toate cerințele, ilegal absolut, și iată, eu am fost nevoit, iată aici am scris cereri de redimitere a cauzei, numărul 56386/2010, Mare Camera CEDO. Am atacat decizia și hotărârea CEDO. Aici este o nuanță foarte importantă. Nu o să mă opresc, o să vorbesc despre această hotărâre mai târziu, deoarece împreună, auzi, cu hotărârea în dosarul GEMIN numărul 1988/2020, din 8 februarie, care astăzi trebuie să o examineze Curtea Supremă de Justiție pe data din 19 martie, această hotărâre în dosarul ăsta și aceea din 1988 din 2006 sunt absolut ilegale. Dar mă, tati, ai plâns la CEDO în 10? 11 ani în urmă? Da. Iată, este. Nu, dar uite, aceia care are numărul 1988 din 2006. Din 2006. Aceia 14 ani au examinat-o. Datorită faptului că plohotniuc e împiedicat. Adică o blocat tot. Asta, iată, peste 10 ani de zile, asta e practica reală a CEDU referitor la dosarele care vin din Republica Moldova. Și asta s-a întâmplat, tergiversarea aceasta, de când a devenit judecător, domnul Valerică Grițco, colegul meu de curs. El a ajuns acolo când, în 2012, că anul ăsta la dâns se expiră termenul de judecător la CEDU. Și eu până recent, până în toamnă, până în noiembrie 2020, n-avem dovezi clare. Știam și am scris plângeri președintelui CEDO, i-am spus că mafia din Moldova influențează asupra deciziilor lor, mai ales a termenilor de examinare. Și ei am și un răspuns, le-am trimis lor înapoi răspunsul acela, că ei consideră că dubiile mele sunt întemeiate. Iată, datorită hotărârii acestea,
care eu am contestat-o și hotărârii numărul 1988 din 2000, din 8 februarie 2020, am dovezi că deciziile acestea sunt absolut ilegale și ei, CEDA a fost dezinformat, amăgit, atât de cei care, în dosarul 1988 s-au adresat la CEDO și de agenții guvernamentali care au trebuit să obțină o decizie legală. Și acum, auzi, hotărârile CEDO ilegale, care a anulat în principiu corect o decizie ilegală a Curții Supreme de Justiție din 2005, se află acum la examinarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Și aceia trebuie să emită o hotărâre pe care o așteaptă, auzi, și CNA, și Procuratura Anticorupție, și mulți, mulți alții. Și acum băieții de la Procuratură ce zic? Lasă, hotărească și de la Curtea Supremă. Și noi atunci să vedem ce avem de făcut. Și mulți alții amu să învârtesc în jurul judecătorilor Curții Supreme de Justiție, aceia au amânat de-am de câteva ori, să se expun asupra hotărârii CEDO din dosarul ăsta și nu pot hotărâi. Acolo îți propun bani și tot ce vrei și amenințări și una alta după informațiile mele. Și atât oamenii trebuie pe 19 martie următorul termen să se expună. Și eu m-am gândit, dar domnul judecător, eu n-am de gând, iată, mă uit la deciziile Curții Constituționale a Republicii Moldova, nu de care le-au emis, s-au emis nu de mult. Și mă minunez. Toate deciziile lor, în principiu, a Curții Constituționale au fost ilegale. Din ultimul timp. Nu știu, de îndreptate împotriva lui Maia Sandu sau cu consultământul pe ei, chiar îmi va fi interesant pe urmă. O să vorbesc poate cândva și despre asta. Dar uite, la Curtea Supremă de Justiție. Eu ce ar trebui să le spun lor ce trebuie să facă? Eu, în principiu, le-am indicat poziția mea și care ar fi o poziție legală. Dar ei, cei de la Curtea Supremă de Justiție, ar trebui să știe că ei au un timp, nu ar trebui să grăbească. Pot să mai amâi de vreo două ori deciziile lor, deoarece dacă există o decizie ilegală a CEDO, și nu de mult s-a aflat, adică de acum sunt vreo 3 luni, din noiembrie, da? Noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie. Sunt vreo 4 luni de acum, de când s-a aflat, precis s-a aflat, sunt dovezi că ambele hotărâri în dosarul ăsta sunt ilegale, acea din 2011 și acea din 2020. Adică peste 9 ani. Tu zici că în dosarul meu 10 ani. La dânsul e acolo peste 9 ani numai diferența dintre două hotărâri în același dosar. Și iată, ei trebuie să trebuie să iei Curtea Supremă de Justiție o hotărâre. Dar conform convenției internaționale privind drepturile omului, protecția drepturilor omului și Convenția Europeană. Da, Convenția Europeană. Și regulamentul CEDO, Curții Europene, există un termen de 6 luni de zile în care părțile pot cere revizuirea hotărârii în baza unor informații care au fost descoperite recent, după ce Curtea s-a expus în hotărârea sa. Și ca rezultat acestor circumstanțe, hotărârea aceea de linie ilegală. Deci, acum, ta, când te-ai adresat la Marea Cameră, ai invocat anumite argumente. Acum, ca să revizuiești, îți trebuie alt fel de argumente. Nu, dar eu nu vorbesc. Dosarul meu e aparte. Vorbești de ce? De gemeni. Care este despre proprietățile gemeni, înțelegi? Aici dosarul meu este dosar penal, care se referă strict la mine. Uh-huh. Problema mea. Dar dosarul unde eu spun că CEDO a emis două hotărâri în același dosar, absolut ilegale, este alt dosar, care se referă la proprietățile gemeni. La ceea ce... Dar într-acela au trecut de mult 6 luni, nu? Nu e din ianuarie anul trecut? Păi da, din 28 februarie 2020. Dar s-a aflat, hotărârea a fost emisă, CEDO a emis, da?
După ce s-a emis hotărârea asta din 8 februarie, s-au descoperit în noiembrie sau în octombrie, nu mai țin minte, cred că este, eu am documentele astea. A, deci în 6 luni, nu de la pronunțare, dar de când ai aflat despre circumstanțele noi. Da, și documentele astea au fost prezentate Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Adică judecătorii Curții Supreme de Justiție, ei mi-au trimis mie documentele astea și deci ei au aflat încă mai înainte decât mine. Nu cu o săptămână sau două. În principiu mai există un termen, termen de vreo lună în care ei ar putea să aștepte. Și care e miza? Deci dacă judecătorii Curții Supreme de Justiție, deci emit pe data de 19 martie, da, o hotărâre în dosarul ăsta, ei își asumă toată răspunderea. Că dacă ulterior, de exemplu, CEDO își va anula, CEDO poate să-și anuleze poate și de sinistrător, aici e discutabilă problemă. Eu i-am scris președintelui CEDO, i-am propus să ia măsuri, să ceară o anchetă, deci i-am trimis, eu am scris la CEDO 20 de foi. Și le-am tradus în engleză, am muncit mult. Și, deci, își iau răspunderea asupra lor judecătorii dacă îi emit pe data de 19 hotărâre. Dacă așteaptă să treacă 6 luni, auzi? Și eu aș vrea ca cei care ne ascultă, te ascultă pe tine să transmită și la procuror, și la judecători înregistrarea aceasta, și la CNA, că dacă judecătorii așteaptă 6 luni de zile și emit o hotărâre în care execută, da? De executare hotărârii CEDO, înainte ca guvernul să ceară revizuirea hotărârii, adică acum, în principiu, Guvernul Republicii Moldova trebuie să ceară revizuirea hotărârii. Judecătorii i-au informat, ca și pe mine, au informat agentul guvernamental că au apărut circumstanțe care dovedesc ilegalitatea hotărârii CEDO. Ce trebuie să facă agentul guvernamental și ministrul justiției actualii? Că îi spun că când rotarul îi spunea lor prin 2005, prin 2010, că acolo e ilegalități, au trecut mult timp, că noi nu eram, dar actualul ministru justiției precis, Fadei Nagacenski. Eu m-am dus la dânsul să-mi ajut să scriu cândva o cer, adică la tata lui, să-mi ajute să scriu, să mă plâng la CEDO, în dosarul ăsta am eu penal. Dar el a fost agent guvernamental odată, nu? A fost, a lucrat la CEDO Nagacenski pe acolo, de atâta ei s-au ocupat cu dosarele astea, pentru că acolo, dacă nu ai blat, nu prea tot la CEDO poți repede să hotărești, mai ales după anul 2013. E ceva apropiat ce s-a făcut la CEDO cu dosarele din Moldova. Și iată acum, ei spuneau că noi nu avem nimic de afacere. Iată, ei acum au de afacere. Ei timp de 6 luni trebuie să atate, să ceară de la CEDO revizuirea hotărârii din 8 februarie și aceea din 13 decembrie 2018, în dosarul 1986-2006, dacă nu știu, lasă să ridice materiale din arhiva lor. Dar dacă nimeni nu-l face, și inclusiv și procurorii care știu tot, eu le-am trimis și lor, și așa de la CNA știu, și domnul ăsta, procuror general actual, despre această situație. Și și ministrul justiției Fatei Nagacenski știe, și agentul guvernamental Oleg Rotar știe, și șeful CNA, domnul Flocea știe, eu știu că lui s-a raportat, și el a spus, nu vă băgați, nu-i treaba voastră, că anul trecut, prin toamnă, prin septembrie, nu știu când, un procuror de la un colaborator CNA tare voia să întâlnească cu mine. Mi spune că dosarul lui Gemini la dânsul, și el vrea, e gata să vină chiar și la București. Și a zis că nicio problemă, eu nu pot veni acum în Moldova, că n-aș vrea, știi, să fiu deodată băgat la pușcărie, dar dacă vrei să vii, eu îți plătesc și drumul și cazarea și pe numai vin. Și ce crezi? S-a terminat toate scoase. Băiatul, pare mi s-a fost înlăturat în general de la anchetarea acestui dosar. Eu am numele lui și telefonul, nu-l deranjez, dar dacă dosarul îi va fi... Eu nu știu dacă e luat dosarul de la el sau nu, i-au dat altele poate, dar toată informația asta este. Și eu vreau să le atrag atenție și atunci, dacă judecătorii Curții Supreme mai așteaptă o lună, două,
Și guvernul nu va cere reexaminarea hotărârii cei dată din 8 februarie 2020 și cei din 13 decembrie 2011. Atunci ei vor fi guvernul, domnul ministru Nagăcevski, domnul Oleg Rotar, domnii de la CNA, care astăzi ieri mi-au răspuns, sau alaltă ieri mi-au răspuns că plângerile mele sunt sistate. Dar de ce sunt sistate? Ce înseamnă asta sistate? Așa a scris, iată, mi-au dat-o acum pe e-mail, mâine s-o scot varianta de hârtie și a să o arăt, stăteți, răspunsul ăsta. Ce înseamnă sistate? Oamenii pui, aia, acolo la Gemini, prăpăd, dar nu numai. Și ce vreau să spun? Gemini. La Gemini, și deci, nu numai la Gemini, au fost implicați în dosarele astea cu Gemini, cu fabrica de sticlă, cu fabrica Bucuria, aceste trei întreprinderi care aduc venit colosal, real. Nu asta, deci, pizzeria de la, știu eu, acolo, Andy's Pizza, care nu, dar și Andy's Pizza aduce venit colosal, mare, au fost, iată, implicați pe parcursul anilor, auzi? Din 2005 să luăm, de când Voronin a câștigat alegerile și s-a apucat... Din 2005. Okay. Nu, el a câștigat în 2001 până în 2001, de la 2001 până în 2005, ei nu prea au îndrăznit. Mergeau lupte, au creat Centru Național Anticorupție, care era rupt în toate părțile de diferite influențe politice și așa mai departe. Dar din 2005, când a venit domnul Băsescu, cel din Gruzia, și el, domnul Roșca, a zis, domnul Voronin, noi te susținem, înainte marș. Și el a zis că, da, eu sunt cu Europa, dar nu știu ce. Și băieța a zis că, da, de ce, dacă toți ne susțin, ce ai să ne îmbogățim? Cine va rămas? Am atins tot scopul, adică suntem două termene, avem 8 ani, încă 4 ani înainte, și au făcut grupare Voronin Plohotniuc în 2005. Și s-au apucat băieții de acaparat averile altora, care le acaparase. Cum zice Platon acum, că, băi, dar ce bani ca și ei, că eu am procurat, eu sunt proprietar și ăștia Plohotniuc și Voronin mi-au luat. Dar ce a făcut, cum a procurat el averile astea, este tot foarte interesant. Dar asta e altă poveste, știi? Hai să luăm din 2005. Iată, în 2005, la Gemini au fost implicați Voronin, Vladimir, Voronin Oleg, Fciorsu, banchier, și Plohotniuc, care lucram nu cu Vladimir, dar cu Oleg, în primul rând. Mai departe, asta e președintele și fiul lui. A doilea, nivel, consilierii președintelui, Artur Reșetnikov, Igor Vremea, și mai era unul acolo, a fost ministru de justiție, care a fost ministru justiției, nu mai țin minte, mi-am aduce aminte, dar nu-mi pot aduce aminte, numele lui, o trei consilieri de la Voronin. Mai departe, nivelul 3, deputații, Vladimir Țurcan, Igor Vremea, sau altce, mai era un Vremea, Iurii Roșca și încă vreo doi. Tot nu, undeva scris în numele lor. Erau toți implicați ăștia. Mai departe, prim-ministri. Ei, nu pot să nu vorbesc despre domnul Sangheli, dar el a fost o leacă mai devreme, știi, implicat. Tarlev mai degrabă. Domnul Tarlev, domnul Sturza și... Nu vreau să numesc, dar ultimul a fost implicat și Maia Sandu. Eu am trimis materialele și ei. Dar ea, posibil, n-a dovedit să se documenteze. În ce calitate? Că ea lucra la Ministerul Economiei cu Dodon, ministru tehnocrat. Recent. Nu uita că eu... A fost ministra educației recent sau prim-ministră 5 luni. Că n-a fost, eu am vorbit de prim-ministri. Ah, ok. Priminiște Sangheli, Tarlev, Sturza și au mai fost și alții, poate. Ultima a fost Maia Sandu. Nu știu, problema constă în aceea că mai este problema Chicu. Dar el a declarat cândva că nu va semna niciun document privind plata de care a decis societul pentru acționar și după informațiile mele n-am putut stabili dacă el a semnat. Respectiv, fără el nu putea să achite, dar ei au achitat
parțial, hotărârea CEDO din 8 februarie 2020 a fost îndeplinită. Dar de ce premierul trebuie să se ocupe de executarea hotărârilor CEDO și nu, de exemplu, Ministerul Finanțelor, care e gestionarul bugetului public? Eu, ca ministru, nu știu cum au fost, treaba lor, eu spun că nu știu precis. Dar eu, ca, dacă aș fi fost ministru finanțelor, n-aș fi făcut asta fără o hotărâre a guvernului. Mm. Pentru că, până la urmă, auzi, guvernul răspunzător în dosarul respectiv, nu fi ministerul finanțelor. Da, pe ministerul finanțelor, dar eu nu cred că ministrul finanțelor și-ar fi permis să semneze un transfer de 1,5 milioane de euro fără semnătura primului ministru sau fără avizul măcar a lui. Sau fără aprobarea lui acolo în colțul stânga hârtiei respective. Treaba, după informația mea, deci plata s-a achitat datorită implicării nemijlocite a lui domnul Dodon. Cum a fost implicarea asta? Nu știu. Și eu sunt gata, iată, deschis, sunt gata chiar să vin și la Chișinău, sub amenințarea arestului, sunt gata să dau depoziții despre tot ce știu eu despre situația Gemeni, despre situația la fabrica de sticlă și la fabrica Bucuria în timpurile respective și în prezent. Nu, despre fabrica Bucuria în prezent, Dumnezeu cu dânsul, dar despre fabrica de sticlă e foarte interesant. Deci, mai departe, cine au fost implicați în dosarul Gemi? Toți procurorii. Procurorii, începând de la domnul Balan, prin viceprocuror Gorgulea, printre altele, implicarea lui Gorgulea a fost foarte deșteaptă tot timpul când el era nevoit să îndeplinească indicațiile lui Voronin și Prohorniu, că el îndeplinea așa, ca să fie și oaia întreagă și luptătul, luptătul și oaia întreagă. Adică nu băga oamenii la pușcărie direct, cum și-au permis mulți alții. Mai departe, procurorul general actual, eu știu că mi s-a spus, nu am dovezi, mi s-a spus că el a fost rugat să nu se implice. Ca și șeful CNA, șeful CNA, deci actualul, Flocea, el, mai departe, șefii CNA, toți au fost implicați, începând de la Minjinski sau cum îi spunea lui, generalul ultimul care a fost până la domnul Flocea, nu țin minte, nu-i pot aduce aminte, cum îl chema, măi, cel care a fost mult timp... Chetraru, nu? Chetraru, Chetraru a fost implicat în crișuirea celor de la Gemeni, la fabrica de sticlă și la multe alții, și... Procurorii anticorupției Boris Poiată, iată, ăsta a fost în toate timpurile, ambele mele dosare și cel penal și a doilea dosar penal a fost deschis de el, adică unul a fost deschis în 2005, altul în 2009, tot de celălalt Boris Poiată. Și după unele informații, el singur întâi scrie dispoziția că dosarul e deschis și apoi le trimite procurorului să ancheteze, știi, să găsească ceva. Acelor de la CNA le trimitea. E ceva, de ce ei toți au făcut așa greșeli în dosarele astea? Că astăzi, iată, și de judecători și curții suprem de justiție și zic, băi, dar cum așa se poate, știi, să intentez dosar, auzi? Pe 190, partea 5, adică înșelăciuni în proporții deosebit de mari și să spui că Rotaru a cauzat unui belgean împreună cu echipa lui 12 milioane de lei? Și la urmă să trimiți dosarul în judecată, fără să calculezi prejudiciul, fără să numești o expertiză, fără să spui care este real prejudiciu. Ei scriu un rechizitor, s-a cauzat prejudiciu și atât. Și dosarul este, omul este condamnat la 9 ani și judecata nici nu încasează, auzi? Nici nu e decizie din casarea prejudiciului. Necătând că articolul respectiv scrie clar, trebuie să fie prejudiciu considerabil. Și nu știu cum o să motiveze judecătorii Curții Supreme de Justiție, dar e că așa dosarul s-a fabricat. Și s-a trimis în judecată, a fost ținut în judecată 5 ani, iată Dorin Dolgheru, 5 ani a examinat dosarul meu. Și la urmă când i s-a spus, dă-i 10 ani, nu mă interesează și acolo în dosar, el a mai zis că el până la urmă nu i-a zis de o dat nouă. Și-a îndeplinit indicații. Așa e de la deci, Mata, acum ești cu sentința din prima instanță, dar n-ar trebui să te aresteze până când decizia nu devine executorie, măcar după apel. În 2019, în vară, eu când CEDO mi-a scris că du tratative cu guvernul, privind dosarul tău, a doilea meu dosar la CEDO,
Eu, adică aceea două decizii, obligatorii decizia să ducem în tratative amiabile, să încercăm să negociem amiabil, să terminăm dosarul pe cale amiabil. Să încercați, da, nu e obligator. Eu am venit la Chișinău sub primejdie de aferistat. Sentința era deja în vigoare. A, da, și dosarul era la curte de apel. Eu am scris cereri la cei de la curte de apel să-mi schimbi. Adică, dar nu era sentința așa. Suspende arestul sau ceva. Eu în arest preventiv, pentru că sentința nu a intrat în vigoare și ea nu e obligatoriu să fie executată. Deci, asta e încă arest. Rămâi prezumtiv nevinovat. Da, eu sunt nevinovat până când, chiar iată, am vrut, vreau să particip, m-am gândit, poate particip la concursul anunțat de judecător la Curtea Constituțională, dar ieri chiar m-am dezis de ideea asta, pentru că nu vreau să mai, m-am săturat de scris, iată, am mai, zilele acestea, deci iată, am obosit complet, am mai scris, am avut un dosar, am un dosar aici la București, adică eu am avut mai trei dosare aici și le două le-a scos. Dar și este cap. Vreun judecător care a expirat mandatul sau de ce să faci concurs? Da, a decedat un judecător acolo. A, da? Și au rămas cinci. E interesant să vezi acolo, interesant. Și dar și avocatul poporului ne trebuie schimbat, că a murit și el de COVID. Da, ia că eu la avocatul poporului m-aș înainta, dar iarăși, poate dovedi eu când mă întoarce la Chișinău, mai, dacă e sănătos, da. Problema cu... Și iată, deci, toți au fost implicați, mai ales Boris Poiate, Viorel Morar, el în 2010 tare vroia, deci insista să mă aresteze, să vede că cineva l-a convins că nu face să mă aresteze. Zumbreanu este unul, nu știu, el la CNA sau la... Da, era adjunct. Da. Compan, nu știu ce funcție el acum ocupă. Deci, Compan ăsta a dus dosarul meu personal, el, nu știu, el a informat ce adăuzi. Ilegal a informat că dosarul meu a fost clasat, știi, încă în 2014. Asta care, și datorită informației astea aberante, deci CEDO mi-a respins credința cererii. Dar ei n-au nicio dovadă că m-au informat. Mie au scris la CEDO, când anul trecut CEDO a cerut informații, agentul guvernamental, de informații ce e cu dosarul lui Rotaru penal. Și ei, ce au vrut să spună, ce au avut de spus? O să scrie, dosarul ăsta a fost clasat încă în 2014. Dosarul ăsta, care te judeci acum și la care așteptai pe 10 sentința, decizia Curții Supreme? Decizia CEDO. Pentru că, voi, CEDO i-a întrebat pe dânsul în 2018 despre dosarul ăsta, am eu. Și atunci nu am zis că dosarul a fost clasat în 2014, înțelegi? Am scris fel de fel de prostii, nu am scris nimic despre ordonanța de clasare. Cum dacă voi în 18 ați spus dosarul lui Rotaru în vigoare, dar în 2020 spuneți că el a fost clasat în 2014. Și el zice că eu crezut, dar pe mine nu. Păi dacă spune guvernul, până la proba contrarie, e document. Așa e principiul la CEDO, ei nici măcar nu-ți cer originalul, ei cer o copie. Și pe baza copiei document spun, ia că și-a prezentat Rotaru, ia că și-a prezentat guvernul. Păi da, dar păi, bine, lasă guvernul să prezinte măcar o copie a documentului în care procuratura pe minim a informat despre clasarea dosarului. Și nu trebuie să mă informeze clasarea dosarului, trebuie să mă întrebe, băi, tu ești de acord cu clasarea asta sau nu, că eu avem dreptul să o atac, clasarea, și să cer că dosarul să fie terminat și trimis în judecată. Este aici o sumedenie de circumstanță, care un judecător CEDO, ca Valeriu Grițco, ar fi trebuit să știe asemenea. Dar ei n-au fost, el a lucrat mână la mână cu guvernul, că Valeriu Grițco figurează ca judecător în dosar, care a semnat decizia respectivă, hotărârea respectivă a CEDO. Și eu cred că ei au mușormalizat totul, pentru că dacă Moldova era condamnată în dosarul ăsta, erau anumite urmări. Chiar dacă nu încasau pentru mine prejudiciul respectiv, dar... Și iată, deci, acum, băieții, și foarte mulți ofițeri de anchete de la CNA au fost implicați
fost în anchetare cazurilor de la SGM, de la fabrica de sticlă, de la Bucuria, de la fabrica de ciment din Rezina. O sumedenie de dosare există la fabrica de televizoare, la fabrica de frigideri. Sunt o sumedenie de dosare care sunt, au fost suspendate, clasate, absolut ilegal. Și toți băieții ăștia care azi lucrează la CNA, ei trebuie, până la urmă, poate vor fi, va trebui să fie închetat. Și, nu, și în dosare foarte serioasă. Și eu vreau să le atrag lor atenția, că ei spun, am auzit, că din 2005, încă din 2000, sunt dosare 2004, dosare de făcut de Ministerul de Interne pe articolul 284, organizații criminale, la Gemeni, și nu numai la Gemeni, că dacă se dea până Gemeni ajungem la Bucuria, dacă se dea până Bucuria ajungem la fabrica de sticlă și tot mai departe. Păi ei au intentat aceste dosare, dosarele sunt suspendate, auzi? Eu am hârtie că dosarul de Gemeni deschis pe 284 e suspendat. Din cauza că ei nu au găsit persoanele vinovate, se închipui formular. Eu le scriu acolo toți, și eu sunt dosarul și ala parte bătămată. Și ei spun că, păi, da, și că nu găsim pe nimic. Păi, dar voi măcar o dată veniți și mă întrebați pe mine, măcar o dată interogați-mă ca martor, ca cine vreți. Că dosarul ăsta cu Gemeni a fost făcut împotriva mie, și nimeni nu m-a întrebat niciodată. Păi de ce s-a întâmplat la Gemeni? Și iată, eu vreau să le spun lor că oameni buni. Și ei spun astăzi că din 2005 de acum au trecut 15 ani, dar din 2000... Da, și am ușa muș termen de prescripție ca 20 de ani se epuizează și chiar dacă ceva va fi, cândva va fi, băieții am o fură la Gemeni de rup pământul, deci cei ce încasează și unde banii ajung, se poate dovedit, eu cred, nicio problemă. Dar eu vreau să le spun că niciun termen nu s-a deschis măcar încă. Oamenii activează, tot aceiași din 2005, tot aceiași circunstanți, este o grupare criminală care activează din 2005 până în prezent. Și nu s-a terminat niciun termen, nici nu s-a început să curgă. Așa că și peste 20 de ani, acei care astăzi se gândesc că, fiind la Gemeni, ei primesc salarii bunișoare, acoperind pe cei de la Gemeni, primind mite bunișoare, vor scăpa. Poate vor scăpa, dar poate nu. Eu, în orice caz, iată, adun toate materialele, toate hârtiuțele, nu vedea, deci o scăpa, nu o scăpa. Poate eu nu voi reuși să le aduc la cunoștința opiniei publice, de ce vreau să ies cât mai des în spațiu public al internetului, că alte variante nu avem. Presa noastră oficială, deci ăștia care sunt jurnaliști de mare nume, deci Bogza, Morari, mai este în ultimul timp și alții au apărut, cum îi spune, mai sunt pe la Puterea Patra, pe la jurnal. Gonță, Mariana Rață. Mai este de mult care eu îl rugam să fac ceva cu Gemeni, care a refuzat. Ei tot sunt, li s-a dat indicații să nu vorbească niciodată despre Gemeni, despre fabrica de sticlă, despre fabrica Bucuria, despre ceea ce spune Rotaru. Eu cu cei de la Jurnal TV am înregistrat, v-am înregistrat și până la urmă niciodată n-au fost publicate. Despre ce s-a întâmplat la Gemeni și în alte instituții, și în alte, la alte întreprinderi, știu foarte bine și Andrei Năstase și Vasile Năstase, că dacă va veni timp, poate și vom povesti mai detaliat despre ce știu ei și mulți alții care deci astăzi preferă... Să vedem dacă mai rămână în politică. Păi dacă o să fie alegeri anticipate, nu o să mai rămână. E clar. De ce ținem legătura. Vorbim de 45 de minute, da. Și ziceam că vine ședința de partid. Mulțumesc la cei care m-au ascultat, au avut răbdare. Deci, da, continuăm. Eu cred că dacă e fi disponibil mâine, duminică, până luni, o să trebuie determinat. Nu pot să termine cu Gemeni până
Eu cred că o să mai dureze. Eu am tot termin cam să mai vorbim despre alte probleme, dar văd că deci oamenii atâta deci prostii și ignoranță, deci ei nu înțeleg. Deci, iată, cum poți să spui că plângerile tăi, examinarea plângerilor au fost sistată? Până se vor expune cei de la Curtea Supremă. Dar eu le spun la cei de la Curtea Supremă, oameni buni, nu vă luați răspunderea asupra voastră, mai bine suspendați examinarea cauzei și trimiteți materialele respective la procuratură și lasă expună ei ce s-a întâmplat și ce se întâmplă astăzi la Gemeni. Și cine este vinovat în faptul că CEDO a fost mințit. Bun, ținem legătura, așteptăm decizia Curții Supreme în dosarul Matale Penal și în dosarul Gemeni. Nu, și să vedem ce o să zică Marea Cameră de la, de la Curtea Europeană. Poate noi nici nu o să... vreo câțiva ani de zile. O să tot amâne așa la nesfârșit? Da. Noi o să mai discutăm despre ce se face la CEDO și atunci o să vezi ce se face acolo real. Ne-am înțeles. Eu am 12 adresări la CEDO, în principiu, poate un plus, una, minus, încolo. Dintre care 5 au fost acceptat pentru examinare în fond, auzi? Bun randament. Ultima plângere a fost în 2012, adică de 8 ani de zile, prima dată s-a luat o decizie. Care ți-a fost negativă, da? Bun, să vedem ce o să zică Marea Cameră. Da, la revedere. La revedere.